Său. În cele ce urmează, aș dori să vă istorisesc pe scurt despre Profetul Iisus, pacea și binecuvântarea lui Allah în viața pasată. Iată ce spune în Coran. Îngerii au zis, O Maria, Allah îți vestește un cuvânt din partea Lui. Numele Lui va fi Al-Masih Isa, Fiul Mariei. Măreți în această lume ca și lumea de apoi și unul dintre cei mai apropiați de Allah. El le va vorbi oamenilor din pruncie, la fel și când va fi bărbat între două vârste și va fi dintre cei evlavioși. Ea a zis, Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat? I-a răspuns el, întocmai așa, Allah creează ceea ce voiește El. Când El hotărăște un lucru, El spune doar fi și El este de îndată. Și El îl va învăța scrierea și înțelepciunea, Tora și Evanghelia. Și trimis la fiul Israel, le va zice, Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru. Eu plămăduiesc pentru voi din Lut ca un chip de pasăre și suflu asupra sa și se va face o pasăre vie cu voia lui Allah. Și voi tămădui pe orb și pe letros și voi învia pe morți cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncați și ceea ce păstrați în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi dacă voi sunteți credincioși. Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine și vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiți cu frică de Allah și dați-L ascultare. Allah este stăpânul meu și stăpânul vostru, așadar adorați-L pe El, aceasta este o cale dreaptă. Așa cum se spune în Coran, îngerii au venit la Maria și au vestit-o cu bucurie că a fost aleasă de Allah dintre toate femeile în vremea aceea. A fost aleasă pentru un scop deosebit. Va da naștere dintr-o minune. Va naște un prunc fără tată și va vorbi încă din leagă, chemându-i pe oameni la calea Islamului. Apoi i s-a cerut să-și sporească devoțiunea și preamărirea, să-și exprime recunoștința pentru această mare binecuvântare de la Allah. Referitor la nașterea lui Iisus, Allah prea puternicul a grăit în Coran. Pomenește în Coran și de Maria, când ea s-a retras de la neamul ei într-un loc spre răsărit și a pus între ea și între ei un văr. Și atunci am trimis la ea Duhul nostru care i s-a arătat cu înfățișarea unui om adevărat. A zis ea, caut apărare la cel milostiv față de tine. Dacă tu ești cuvios, nu te apropia de mine. I-a răspuns el, eu sunt numai un trimis al Domnului tău ca să-ți vestesc un prunc curat. Însă ea a zis, cum să am eu un prunc dacă nu m-a atins niciun bărbat și nici timpul nu sunt? I-a răspuns el, așa este, dar Domnul tău a zis, acesta pentru mine e un lucru ușor și îl vom face noi un semn pentru oameni și o îndurare din partea noastră. Acesta e un lucru de mult hotărât. Și ea l-a zâmbistrit și s-a retras cu el într-un loc de păcat. Și-au aplicat cu durerele lângă trupul unui curmaș și a zis ea, O, de-aș fi murit înainte de aceasta și cu totul de-aș fi fost uitată. Dar un glas a strigat de sub ea, zicându-i, Nu fi mărbită, Domnul tău a făcut mai jos de tine un cureaș și scutură spre tine trupul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine curmale proaspete coapte. Așadar, mănâncă, bea și fi fericită de copilul tău. Iar când vei vedea tu un om, spune lui, eu i-am juruit celul milostiv un post și de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu niciun om. Apoi a venit cu el la neamul ei, purtându-l în brațe. Și i-au zis ei, O Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor. O sora lui Aaron, tatăl tău nu a fost un om făcător de rău, iar mama ta nu a fost o târfă. Ea, Maria, a făcut semn spre el, spre copil, dar ei au zis, Cum să vorbim cu acela care este un punct de leagă? Dar el, punctul, a zis, Eu sunt robul lui Allah. El mi-a dăruit Scriptura și m-a făcut profet. El m-a binecuvântat oriunde aș fi și mi-a poruncit rugăciunea și dania cât voi trăi și bună cuvință față de născătoarea mea și nu m-a făcut pe mine trufaș nici ticălos. Și pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut și în ziua în care voi muri și în ziua în care voi fi adus la viață din nou. Spune Mohamed, acesta este Iisus, Fiul Mariei. Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc. Nu se cuvine ca Allah să-și atribuie un fiu, mărire lui. Dacă el hotărăște un lucru, atunci el zice, fi, iar el este. Allah este Domnul meu și Domnul vostru. Adorați-L pe El și acesta este un drum drept. Dar sectele se ceartă între ele și va fi vai pentru aceia care nu cred la vederea unei zile cumplite.
Așa cum am văzut mai înainte, Maria era foarte devotată în slujirea moscheii Beitul Maqdis, moscheia din Ierusalim. Maria ieșea din moschee pentru a-și lua apă sau hrană, ori de câte ori avea nevoie. Într-o zi a ieșit pentru un anumit lucru și s-a îndreptat singură spre partea de est, spre partea de est a moscheii Aqsa. În timp ce cobora, înaintea ei a apărut Jibril, trimis de Allah sub înfățișarea unui bărbat, după cum se spune în Coran, care i s-a arătat cu înfățișarea unui om adevărat. Se temea să vadă un bărbat atât de aproape de ea și a zis: caut apărare la cel milostiv față de tine, dacă tu ești cuvios, nu te apropia de mine. Jibril i-a spus să nu se teamă de el, fiindcă nu era un om obișnuit, ci era Jibril, mesagerul Domnului ei, trimis de el. I-a adus veste minunată că va avea un fiu curat. Omenește gândind, este foarte ciudat să porți în pântece un copil fără ca mai înainte să fie avut contact sexual. Și atunci a exprimat uimirea astfel: cum să am eu un prunc dacă nu m-a atins niciun bărbat și nici târfă nu sunt? Îngerul i-a spus că aceasta era o poruncă divină care fusese deja hotărâtă să se întâmple și nimic nu mai putea împiedica să aibă loc. I-a răspuns el: așa este, dar Domnul tău a zis, acesta pentru mine e un lucru ușor. Allah a spus că nașterea lui Iisus a fost un scop al atotputerniciei lui și că El face ceea ce dorește, fără a avea nevoie de fenomenul cauză-efect. L-a creat mai înainte pe Adam fără tată și mamă și a creat-o pe Eva dintr-un bărbat fără a avea mamă. Acum îl va crea pe Iisus dintr-o femeie, însă fără tată. Iată ce spune în Coran: și îl vom face noi un semn pentru oameni și o îndurare din partea noastră. Acesta e un lucru de mult hotărât. Într-o zi s-a spus Mariei: o, Maria, oare o plantă crește fără sămânță? Ea a răspuns: da, cine a creat prima plantă? Apoi a zis: oare un copil poate fi născut fără bărbat? Ea a zis: da, Allah l-a creat pe Adam fără mamă și fără tată. Atunci el i-a zis: spune-mi acum despre tine. Maria a zis: Allah mi-a vestit un cuvânt din partea lui. Numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreți în această lume ca și lumea de apoi și unul dintre cei mai apropiați de Allah. El ne va vorbi oamenilor din pruncie, la fel și când va fi bărbat între două vârste și va fi dintre cei evlavioși. Când situația a devenit insuportabilă și oamenii nu credeau nimic din ceea ce spunea, Maria le-a arătat pruncul și le-a spus să vorbească cu el. Aceștia au zis: cum? Le spui să vorbim cu un sugar ca să aflăm adevărul despre tine? Crezi că noi suntem un neam de nebuni? Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagă? În timp ce se certau încă și considerau spusele ei o simplă glumă, pruncul a început să vorbească. Și a fost o mare minune. Iată ce spune Coran: dar el, pruncul, a zis: eu sunt robul lui Allah. El mi-a dăruit Scriptura și m-a făcut profet. Și el m-a binecuvântat oriunde aș fi și mi-a poruncit rugăciunea și dania cât voi trăi. Și bună cuvință față de născătoarea mea. Și nu m-a făcut pe mine trufaș nici ticălos. Și pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut și în ziua în care voi muri și în ziua în care voi fi adus la viață din nou. Atunci a fost prima dată când Iisus a vorbit. Primul lucru pe care l-a spus a fost: eu sunt robul lui Allah. A vorbit despre sine ca fiind un rob al lui Allah și profet. După ce a menționat povestea nașterii lui Iisus, Allah a grăit că aceasta este singura povestire adevărată și a negat defăimările nedrepte ale evreilor și credințele creștinilor cu privire la Iisus și la mama sa, Maria. Și a zis, iată ce a zis în Coran: acesta este Iisus, fiul Mariei. Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc. Nu se cuvine ca Allah să-și atribuie un fiu. Mărire lui, dacă el hotărăște un lucru, atunci el zice fi, iar el este. Iată ce spune Allah prea înalt despre necredincioși. Necredincioși sunt aceia care zic: Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei. Spune, cine l-ar putea împiedica pe Allah dacă ar voi să-i facă să piară pe Mesia, fiul Mariei, ca și pe mama lui și pe toți cei care se află pe pământ? Ale lui Allah sunt împărăția cerurilor și a pământului, precum și ceea ce se află între ele. El creează ce El voiește și Allah este cu putere peste toate. Și când va zice Allah: o, Iisus, fiul al Mariei, le-ai spus oamenilor, luați-mă pe mine și pe mama mea drept Dumnezeu în locul lui Allah, El îi va răspunde: mărire ție, eu nu aș fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun. Dacă aș fi spus, aș ști, căci tu doar știi ce este în sufletul meu, pe cât eu nu știu ce este în sufletul tău. Doar tu ești marele știutor al celor neștiute.
Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit. Adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru. Și am fost martor asupra lor atâta vreme cât m-am aflat între ei. Și după ce m-ai luat la tine, ai fost doar tu privegător peste ei, căci tu ești martor tuturor lucrurilor. De o sândești, ei sunt doar robii tăi, iar de ierți pe ei, tu ești cel puternic înțelept. Și adu-ți aminte când Iisus, Fiul Mariei, a zis: O fii ai lui Israel, eu sunt trimisul lui Allah la voi, întărind Tora de dinainte de mine și vestind un trimis ce va veni după mine și al cărui nume este Ahmed. Profetul Iisus, pacea fie asupra sa, a fost întrebat: O Iisus, cum de mergi pe apă? El a răspuns: Cu credința mea în Allah. Atunci am zis: Însă noi avem de asemenea credință așa cum ai și tu și credem cu toții așa cum crezi și tu. Iisus a zis: Atunci veniți și mergeți. Și au mers alături de El pe valuri și apoi s-au înnecat. Iisus le-a spus: Ce s-a întâmplat? Ei au răspuns: Valurile ne înspăimântă. Iisus a spus: Nu vă temeți de stăpânul valurilor? Și a scos din apă. Apoi a atins pământul cu mâinile sale și a luat în ele nisip. Iar când a deschis palmele, într-o mână era aur, iar în cealaltă pietriș. I-a întrebat: Care dintre acestea vă place mai mult? Cu toți au zis: Aur, bineînțeles. Iisus a zis: Pentru mine însă acestea sunt la fel. Iisus purta veșminte din lână, mânca din frunze, nu avea casă, familie, bogăție sau avere și nimic ce să păstreze pentru ziua următoare. De câte ori se pomenea despre ziua judecății, plângea și zicea: Nu se cuvine pentru Fiul Mariei ca ziua judecății să fie pomenită înaintea sa, iar el să păstreze tăcerea. Iisus le-a zis de asemenea apostolilor săi: Mâncați pâine din orz, beți apă curată și părăsiți această lume în pace. Dulceața acestei lumi este amărăciune în lumea de apoi, iar amărăciunea în această viață este dulceață în lumea de apoi. Robii adevărați ai lui Allah nu trăiesc în lux. Cu adevărat cresc în învățatul ce dă întâietate cunoașterii și nu poftelor și doriților sale și ar dori ca fiecare să devină ca el. S-a relatat de asemenea că a zis: O fii slab al lui Adam, temeți-vă de Allah, indiferent unde v-ați afla. Trăiți în această lume precum niște oaspeți. Considerați moscheea casa voastră. Învățați ochii voștri să plângă, trupul vostru să îndure și inima voastră să reflecteze. Și nu vă temeți pentru proviziile de mâine. Allah Preanaltul a grăit astfel: Nu va fi nici unul dintre oamenii cărții care să nu creadă în El înaintea morții sale. Iar în ziua de apoi, El va fi martor împotriva lor. Se referă la vremea în care Iisus va coborâ din nou pe pământ, înainte de ziua judecății. Va ucide porcul, va fărâma crucea și nu va urma decât Islamul. Allah Preanaltul a grăit: Mesia, Fiul Mariei, nu este decât un trimis, asemenea trimișilor de dinainte de El. Iar mama Lui este o femeie cu evlavie adevărată. Amândoi mâncau bucate de rând. Privește ce semne învederate le trimite noi și apoi privește cum sunt ei îndepărtați de la ele. Profetul pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa a spus: Cel ce mărturisește că nu există altă divinitate în afară de Allah unicul, că El nu are pe nimeni egal, că Muhammed este robul și mesagerul lui Allah, că Iisus este robul și mesagerul său, cuvântul său pe care l-a suflat în Maria și în Duh de la el, că paradisul este adevărat și că iadul este adevărat, va fi lăsat de către Allah Preanaltul să intre în paradis, indiferent de ceea ce a făcut. S-a relatat de la Ibn Abbas că l-a auzit pe Omar spunând din Amvon. L-am auzit pe profet, pacea și binecuvântarea lui Allah asupra sa, spunând: Nu mă preamăriți așa cum creștinii l-au preamărit pe Iisus, Fiul Mariei, fiindcă eu sunt numai un rob al lui Allah. Imamul Ahmed a relatat că Abu Huraira a spus că profetul sallallahu alaihi wa sallam a zis: Profeții sunt precum frații care au mame diferite, însă religia lor este una. Sunt mai demn de Iisus decât alții, fiindcă nu a fost niciun profet între mine și între el. Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra tuturor profeților și trimișilor și asupra tuturor celor care îi urmează.